Cinci bărbați cu vârste cuprinse între 23 și 55 de ani au fost reținuți de poliție, fiind acuzați că pun în circulație hașiș pe teritoriile municipiilor Bălți și Chișinău, precum și în zona de nord a țării. Ca urmare a efectuării măsurilor speciale de investigații și acțiunilor de urmărire penală, polițiștii au stabilit că în perioada anilor 2019-2020, suspecții ar fi procurat și păstrat droguri în proporții deosebit de mari, pe care le realizau persoanelor cunoscute. În urma perchezițiilor la domiciliile acestora, oamenii legii au depistat marfă și mijloace bănești de aproape jumătate de milion de lei. Acum, dacă suspecții vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 15 ani de închisoare.